ai fost ca elev? Ca elev, n-am fost. Ți-a plăcut școala? Așa, nu am fost. La primele, a întâia, a doua, a treia, da. Am stat tot bine. Nu era bătaie multă de cap, ce să... Da, nu era, adică, dar bine că, de ce să minunăm? Pastonaș, alfabet. Da, până era ușor. Asta. Te-a pus la cărdoasă. Până să mă mut la țară, cât timp asta mama cu mine am fost ok. Mama stătea zi de zi, adică se ocupa de mine. Cât timp nu am fost perioada la Rovinar. Până clasa a cincea. A cincea, a încercat să mai stea și un an și a șasea, dar dacă a început chestia asta cu războiul ăsta, cu să ne dea afară din casă și așa mai departe. Războiul intern al familiei, da. Exact, mama nu-i mai... Nu-i mai arde. Că era și la muncă, trebuia să avea grijă și de noi, de casă, na, taică-mă și la muncă, la fel, adică... Ai luat vreodată coroniță de aia la școală? Aia, de unde? Nu, nu, de ce să... Ai noroc. N-ai luat nici în clasa întâia? Păi atunci de-a luat toți. Eram un băiat la mediu, să zic așa. Nu eram nici cel mai fraier, dar eram medium acolo. Adică te descurcai, practic. Mă descurcam, da. Trebuia o temă, o făceam repede în clasa acolo, treceam. Mă nipeam de cineva, mai copiam de la aia, mai cumpăram un corn. Ia uite aici, dă și mie să fac și o temă repede. Adică eu în viața mea am fost un gen de persoană care m-am descurcat. Nu, era ca și în armată. Nu, ai provizez. Da. Ai terminat 12 clase? Da. Deci ai 12 clase terminate cu bacalaureat luat. Da. Și o să m-am de continuare ca să ajung până în clasa 12, da? Bun, ca să înțelegi și tu. Acum ajungem în clasa a 5-a. A 5-a. Maică ta are un război împreună cu tatăl tău, cu mama tatălui tău. Da. Tu te ții de școală așa cum te ții tu. Sora ta, în schimb, se ține de școală. Se ținea de liceu, că era la liceu. Nu te bătea la cap să înveți? Să... Măi, Marcele, drag două după cap, că sora mai mare. Mă bătea... Chiulei? Nu. Eu stăteam la școală. Nu, eu nu chiuleam. Mai ales dacă și în liceu, dacă am chiulit sau... Nu, foarte puțin. Eu veneam la școală. Eu făceam prezența. Nu aveam treabă. Eu făceam treaba mea de elev. Să ajung acolo. Ok. Așa. Și clasa 5-a, da? Bun, am ajuns la țară acolo și... Am mai făcut, cred că, 2 sau 3 ani la țară. Că știu că în clasa 8-a m-am mutat în Caracal la un moment dat. Bun. Da? Am stat acolo, tot războiul ăsta, după aia bunica mea a despăgubit, taică-meu, niște bani, o sumă, nu mai știu câți bani. A pierdut procesul. A pierdut procesul, dar noi am câștigat, i-am lăsat casa și să ne dea o trebuia parte. Jumătatea exact. Voastră trebuia și să vă dea banii pentru... partea de bani. Cu banii aia care au câștigat, ne-am mutat la Caracal, am vândut garsoniera și am luat un apartament. Să stăm toți, bun, patru. Bun. 3 camere. Da, cu 3 camere. Chiar cu 3 camere. Bănuiam că dacă era Caracal, spatul... în Doctorul Marinescu acolo. Așa. Ei, și acolo ei au continuat cu munca lor. Cu munca lor de la gardien. Taică mi-a continuat la fel pe meseria lui de gardian, mama la fel, tot la păsediu și așa mai departe. Tu deja erai clasa 8 aici? Eram în clasa 8, da. Bun. Eram în clasa 8. Te pregăteai de liceu? Da, mă pregăteam de liceu. Capacitatea? Da. A fost un punct greu pentru tine sau? A fost ok. A fost, na, bine, am trecut și acolo, că nu... Se copia ușor. Da, mă, de ce să ne dăm rotund și de fapt? Nu, am fost genul că m-am descurcat de la colegi, da, le-am zis pam pam și n-am tot timpul ai avut stilul ăsta așa, gen bad boy? Adică să par tot timpul, băi, eu te salvez. Da, fără să vreau. Dar l-ai avut, nu? Adică din tine e... Da, dar pentru mine era un fel de mască. Era un fel de mască, dar eu așa sunt o persoană sensibilă, sunt sufletist, dacă ești eu mă atașez. Timid? Nu prea. Nu depinde de context. Bine, uite, de exemplu, cum cu camere, pe mine aveam un track de ăsta. Uh-huh. Dar dacă intru cu tine și vorbesc și așa, sunt... Încep să te relaxezi. Da, să fiu confident. În momentul în care vezi o violență în fața ta, intervii sau îți face rău și preferi să te retragi? Depinde în cine e implicat acolo. Că dacă eu cunosc persoana, e un prieten de-al meu sau e o fată sau un băiat și cunosc sau ceva de genul, cunoștință, ceva de genul, sau și prieten bun sau ceva, mă bag. Nu sunt genul, că dacă merge cineva cu mine și se ia de prietenul meu sau de iubita mea sau cineva, eu mă bag, n-am treabă. Nu, mă refeream fix la faptul că ai spus, domnule, eu în interiorul meu nu sunt un... băiat da, rău, eu evit. Nu sunt... Da, eu evit și în caz de violență asta te întrebam. Sunt foarte mulți oameni care, ok, au niște tatuaje pe ei și par mai mare, zici, mamă, ăsta la primul scandal sare la bătaie. Din potrivă, este primul om care se dă înapoi, știi? Mie îmi place să evit. Dacă se ia cineva de mine,
Bine, vreau să specific aici, depinde de context. Dacă apuc să mai spun, să evit, să aplanez situația, e ok. Dacă văd că omul, văd că sare direct pe mine, direct dau și eu. Da, ok. Dar eu încerc să aplanez. Mie îmi place vorba. Te mai învăț eu o vorbă, în cazul, da, ca să mai ai una la, știi? Da. Eu nu știu, niciodată îi spui așa, decât să plângă măsa. Știu, da, mai bine plânge măsa. Decât să plângă mama, mai bine mai plânge măsa. Exact. Știu. Da, știu. Să ai acolo repertoriu, că știu, nu se știe, știi? Eu am fost așa când am intrat în liceu, să-ți povestesc. Bagă. Când ai vrei să continui. Am ajuns la liceu. Am ajuns la liceu. Ai copilării pe stradă? Dacă ai tăi munceau toată ziua? Da. Ai mei mi-au dat mână liberă să fac ce vreau. Singurul lucru ce mi-a zis și tata și mama, mi-a zis că dacă sunt băiat cu minte, sunt băiat cu minte pentru mine, nu pentru ei.